Friday. Podcast cu Alin Florescu. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. În această dimineață sunt cu tânărul Alex. Ce face, Alex? Bine, este seară, nu este dimineață, pentru că întotdeauna podcastul se filmează seara. De ce zici? Ca să ne mințim ascultătorii, ca să fie consecvență. Păi da, mă, dar gen îl pun dimineața oricum. Adică de asta e super aiurea când mai bem la podcast și asta că pare că bem dimineața. În prima mea zi de muncă cu Remus, okay. Nu, cu Sergiu. Sergiu, când a venit Sergiu, ai zis că filmăm seara și era două. Ai zis live. Ai zis că suntem seara și bem și nu știu ce. Bă, și tu zici că bei dimineața. Mă părăși, nu, acum beau cafea, acum e ok. Da. În fine. Ce, Alex, fii atent, întreabă-mă cum este viața de antreprenor. Mă gândeam ce să vorbim azi și mi-a venit chestia asta așa de nicăieri, că mă gândeam că tu deja faci asta și eram curios cum e viața de antreprenor. Bă, mă bucur că mă întrebi asta, să știi că nu e chiar așa șmecheră, cum zice lumea, știi? Adică dacă întrebi pe oricine în afară de antreprenori, îți vor spune că e șmecher să fii antreprenor, e șmecher să fii patron, că te trezești când vrei. Chestia e că eu mă trezesc acum mai de dimineață decât mă trezeam înainte când lucram. Pentru că acum mi se pare că gen orice clipă pe care o petrec nemuncind într-un fel sau altul, mi se pare că îmi pierd bani, pur și simplu. Gen orice snus pe care îl dau, mi se pare că îmi ia din bani, pur și simplu. Gen, întotdeauna e presiunea asta pe tine și nu mai există weekend, nu mai există, toate zilele sunt la fel. Singura diferență între timpul săptămânii și weekend este că în weekend sunt tovarăși liberi și cumva trebuie să-mi dozez și eu efortul în așa fel încât să fiu și eu liber oarecum în weekend. Și simți că ești mereu în urmă, cumva, sau n-ai ajuns în punctul ăla? Bă, nu simt că sunt mereu în urmă, cu viața în general. Mm. Adică simt că ar fi trebuit să fiu mai șmecher la 27 de ani, atâta. Păi da, mă, dar ești antreprenor de cât? O lună jumate? Când... Păi da, da, puteam să fiu antreprenor de la 18 ani dacă era așa, gen... Nu toată lumea e Shelly. Exact. Păi ești tu. Fiecare... E mișto că încă poți să te apuci, că măcar nu-i ca la sport, știi? Să nu mai poți să alergi la 27. Da, mă, frate, asta mi-mi place la munca intelectuală. Știi că toată lumea zice că, bă, trebuie să faci, să tragi, să nu știu ce, să pensie mare, că după aia nu o să mai poți să lucrezi. Ce faci? Păi, boss, nu lucrezi cu cârca să zici că nu mai poți să lucrezi la 60 de ani. Poți să lucrezi și la 60 de ani dacă ești încă ager. Da, da, la 60 de ani tovarășii tăi, 65, mă rog, tovarășii tăi or să iasă la pensie și tu o să fii antreprenor și o să te scoli tot de vreme și o să tragi acolo pentru firma ta, nu e ok. Păi da, mă, dar ideea e că la 65 de ani o să ai board of directors, știi, nu te mai trezești tu dimineața ca să scrii rapoarte, gen, tu le citești atunci. Da, bă, depinde, da, mă rog. Depinde, acum, na, nu zic că e... Board of director la Florescu Law. Bă, nici nu știu cum se cheamă exact firma ta, dacă vrei, deci, să ne spui. Firma, și codul KN și... Firma mea și toate firmele de avocatură se numesc... nume, prenume, cabinet individual de avocat, dacă este cabinet individual de avocat, sau dacă e o firmă, se numește după numele partenerilor și în fine, nu știu. Deci ideea e că toate numele de firme de avocați trebuie să le pui după formatul din lege. În cazul cabinetului individual... A, deci eu ești obligatoriu, nu poți să spui... Deci eu, de exemplu, am Alim Daniel Florescu, cabinet individual de avocat sau cabinet de avocat, ceva de genul, dar mă marketez sub numele de Florescu Law Office. Am înțeles. Da, pe Facebook am văzut ceva cu law...
chestii. Da, n-ai voie să faci chestia asta în realitate, știi? Adică asta e doar branding name-ul, dar firma se numește altfel. Ți-ai făcut branding-ul ăsta ca să dai bine în fața infractorilor, să zică, mamă, frate, cum s-a bat ăsta de la lege până și cu numele firmei, știi? Cum, bă, nu, că toate astea firmele mari au branding name-ul diferit de cum se numește firma în realitate. De exemplu, șaormeria unde mănânc eu se numește La Moșu, branding name-ul, dar firma se numește Colț de Rai SRL. Asta da, știu că și e dacă, super întâlnit. Și dacă te uiți cum arată acolo și... Da, zice că e cel mult purgatoriu, dar... Dar mănânci de la Moșu. Băi, mănânc de la Moșu și arată, deci totul la șormerie arată groaznic, de la cum e înăuntru, de la cine te servește, cât de curate sunt hainele lui. Bă, dar șaorma e extraordinară și au un sos picant de brânză. Nu înțeleg cum funcționează chestia asta, dar mi se pare extraordinar. Și mă duc acolo cu sufletul în păcat, că bă, dacă mor de la asta, I don't give a fuck, știi? Merită. Eu tot timpul m-am aruncat la șaorme periculoase și în facultate, cine știe, mă rog, în zona facultății de drept, singurele chestii de unde poți să mănânci sunt French Bakery, care dacă ești student sărac, nu te atingi. Așa. Și șaorma cu Călinceanu, care aia de 6 lei sau cât aia era. Aia de 6 lei mare. Era, da. Da. Am avut și eu, am fost și eu odată talent acolo. Bă, era forță, mă, era forță când mă întorceam din centru vechi dimineața și treceam pe acolo și tot timpul îmi luam șaorma la 6 lei și toți boschetarii erau acolo și le vrăjeau pe șaormăriste. Și da, era super, super forță. Și uite, revenind la chestia asta de zici, eu am văzut în Suits că sunt, nu, sau un Better Call Saul, în Better Call Saul, că gagică sa își lua pro bono cases. O să da. Faci tu chestia asta? Sigur că da. Sigur că pot. Am avut zilele astea o ofertă, adică o ofertă. A trebuit să fac o ofertă unei asociații care se ocupa cu protecția câinilor vagabonzi. Și mă gândeam că, bă, având în vedere că sunt o asociație care așa, aș putea să le dau niște, cum să zic, niște onorarii preferențiale, că na, nici ei n-au bani și că nu știu ce. Și după aia când am vorbit cu ei, de fapt trebuia să facem un proces pe la Ilfov, știi? Și ca să te duci la Ilfov la proces înseamnă să te trezești dimineața, să iei șoferul, să te duc acolo. Și le-am cerut pur și simplu onorariu meu curent, onorariu meu normal. Și au zis, în niciun caz. Deci uite, da. Aici era un caz pe care puteam să-l iau pro bono, dar... Deci în memoria lui Dick, câinele tău albastru, nu... Da, nu, no. Nu, pentru că... Nu. Și n-ai și de-astea, salut bossule, am tăiat și eu pe cineva vinerea trecută. Bă, la mine e simplu, că nu fac penal și pot să mă scutesc ușor de chestia asta. Și adică sunt mai multe chestii, e în primul rând chestia pro bono, știi, pe care o face lumea pro bono, dar na, de obicei pro bono e doar cu numele așa, că uite, de exemplu, mulți avocați s-au oferit să ia cazul colectiv pro bono, știi, anumite victime. Dar na, asta înseamnă, e pro bono doar parțial, pentru că apar la televizor, te știe lumea, au de lumea de tine, știi, adică practic compensezi prin reclama pe care ți-o faci. După aia mai e avocatura, că iei oficii, adică te duci avocat din oficiu și acolo e semi pro bono, în sensul că ești plătit, dar ești plătit foarte prost. Și avocatura de oficii e așa, un fel de, nu știu ce să zic, e la modul că te duci acolo, nu știi dosar, nu știi nimic, te duci doar să fii un avocat acolo, știi? Să nu zică ăla că n-a beneficiat de dreptul la apărare, știi?
Adică ca în filme când e ăla în pușcărie și zice vreau un avocat și ziua următoare vine Costel care, na. Da, da, exact, exact. Fix, fix Costel vine. E Bob, da. Nu, dar fix Costel vine cu bocanci din aia nașpa. Și gen, dacă te-a pus să faci cazuri de-astea pro bono, să notează undeva ca la McGregor, că ai nu știu câte victorii și nu știu câte înfrângeri și chestii. Bă, de genul. Bă, asta cu victorile și înfrângerile nu există în realitate, adică niciun avocat nu are scoreboard. Am înțeles. Pentru că, na, nu poți să, adică nu poți să definești ce înseamnă o victorie sau ce înseamnă o înfrângere, știi, într-un proces. Pentru că este totul relativ în avocatură și sensul vieții. Păi nu, dar na, de exemplu, dacă îți cere unul $1,000,000 de spăgubiri și eu te reprezint și ajungi să plătești doar 200.000, e victorie sau nu? Mm-hmm. Dar chiar așa, sumele astea se fixează ele de la sine sau pur și simplu cer despăgubiri cât simți tu? Păi, sunt două tipuri de despăgubiri. Despăgubiri materiale și despăgubiri morale. Mă rog, daune. Și la, și la daune morale. Deci la materiale înseamnă că ai, cum să zic, înseamnă că ai bonul. Adică dacă, eu, dacă eu te bat pe tine și sparg dinții, te duci și îți faci dinții, păstrezi bonul. Alea-s despăgubirile materiale în sensul că îți plătesc bonul. Și despăgubirile morale că, bă, vorba aia, lead singer într-o trupă, n-am mai putut să cânt, m-am făcut de râs, mi-am pierdut fanii și încerci să cuantifici asta în bani cât înseamnă pentru tine. Dacă erai, nu știu, lead singerul de la Vița de Vie care face bani, da, daunele morale erau mai mari. Bine, nu, alea de fapt, într-un fel sau altul, tot daune materiale, pentru că tu poți să demonstrezi că aveai concerte pe care nu le-ai mai ținut și primești banii de pe concertele alea pe care nu le-ai mai ținut. După aia, daunele morale sunt basically, nu știu, trauma pe și care ai suferit. Și poți să ceri oricât? Adică la poți să ceri oricât, dar aici nu e America să-ți dea judecătorii cât vrei tu. Aici îți dă un 1000 de euro să tași din gură. Am înțeles. Că practic, adică nu vor să creeze un precedent. Știi că românii sunt oricum procesomani. Adică dacă îți dă cineva o palmă, de exemplu, și îl dai în judecată în civil pentru daunele morale pe care ți le-a provocat, tu trebuie să demonstrezi, nu știu, suferința pe care ai avut-o tu de la o palmă, știi? Care trebuie să o cuantifici în bani, cât costă să primești tu o palmă, basically. Și, na, judecătorii nu vor să dea niște sume, pentru că așa o să umple ăștia instanțele la fiecare. Și după aia poți să te vorbei, să-mi dai o palmă și me facem proces și, nu? Spălăm bani, bam. Adică să-ți dau o palmă să te... Nu înțeleg. După, deci noi suntem prieteni, da? Da. Asta o să fie amuzant, că e public și este o idee, da. Deci, nu s-a mai gândit nimeni, așa zic. Gen, noi suntem tovară și zicem, mă, frate, uite, am și eu, să zicem că spălăm niște bani de undeva. Tu mă bați pe mine, că tu ești ăla cu bani și mecher, nu știu ce. Bine, și eu am serele, da. În fine, bine, hai să o dau pe mine. Am de spălat niște bani, n-am, că nu am rulaj deloc. Îți dau o palmă, gen, și după aia se face tot procesul, nu știu ce, și la final poți să împarți banii ăștia, înfrățește, gen. De fapt, nu, că n-ai, nu, ui. Că păi tot, nu, tot da. Vin, trebuie să-i figurezi că ai primit, ai făcut de undeva, nu? Păi asta-i faza, că întreabă deci cineva? ăla care are banii și vrea să-i spele, trebuie să justifice proveniența lor, nu? Adică el nu poate să-ți dea niște bani. De unde are banii aia, in the first păi place? Păi asta e faza, că dacă la o bătaie zicea chelul pe la umor, e 5.000 de euro sau, mă rog, nu știu în ce, între ce sume, parcă 5, ia-ți lunul, că n-am 5.000 de euro să te bat aici sau ceva de genul. Nu, 5.000 de euro la modul să se înțeleagă între ei, să-i dea 5.000 de euro să tacă din gură. Eu după aia trebuie să, aia 5.000 trebuie să mă duc și să justific, am salariul ăsta, mi-a dat bunica 3 milioane pe lună de când aveam 14 ani, dar când îi dau 5.000 de euro, luă chelul că... Deci la 5.000 de euro zic eu sigur că nu, no one bats an eye, adică nu, nu-i pasă nimănui de 5.000. Asta zic, de deci pe sume mici merge șefule. Da. Merge. Acum, na, dacă vezi că cineva dă 5.000 de euro în fiecare zi,
Bă, o dată pe trimestru. Ca să plătim chiria și... Da. Și bun, revenind la chestia asta. Deci zici că e mult mai stresant că te trezești dimineața că toate cele. Bă, ideea e că da, se pare că ar trebui ca fiecare, cel puțin la început, până na, te reglezi până asta. Deci se pare că orice moment al tău dintr-o zi ar trebui să îl fructifici, știi? Ar trebui da. Să îl depui într-o direcție productivă, fie că, nu știu, lucrezi pentru clienți, efectiv, fie că lucrezi, nu știu, la dezvoltarea brandului, la podcast, la să înveți noi skill-uri, să faci alte chestii, știi? Că acum, înainte când eram la firmă, era simplu, știi? Eu eram pe litigii și dacă venea un client care voia consultanță în domeniul, nu știu, alimentației sau ceva de genul. De exemplu, știi că noi etichetele alea pe care le vezi pe produse, alea le fac avocații, știi? Că etichetele alea trebuie să respecte niște reguli scrise într-o lege, cât de mare trebuie să fie descrierea, unde trebuie să fie data expirării, cât de, în ce limbă să fie, ce trebuie să conțină. Toate chestiile astea sunt scrise într-o lege și companiile mari dau chestia asta la avocați să facă. Interesant. Iar eu nu mă ocupam cu chestia asta, îți dai seama. Și nici nu o să mă ocup, dar vreau să zic că fiind într-o firmă, era fiecare specializat pe ceva. Acum că ești solo, cam trebuie să faci de toate. Bun. Și când te ia burnout-ul ăsta sau, mă rog, o să te ia la un moment dat, probabil. Deși ai zis că tu n-ai avut burnout decât când ai învățat pentru barou, în rest nu te-ai stresat în viață cu nimic. Sau, de fapt, nu, ai avut până acum vreun moment în care ai zis, bă, știi ce, îmi bag piciorul, mă fac florar. Boss, fac, nu am nicio lună de când fac chestia asta. Nu, n-am burnout. Și faza e că dacă ai burnout ca antreprenor, poți să te duci să lucrezi dintr-un loc mai însorit. Adică, bă, m-am săturat să lucrez la birou meu. Poți să mă duc să mă lucrez la alt birou sau poți să mă dar lucrez nu pe să plajă. Faci pauză. Ce? Nu să faci pauză. Da, nu, lucrezi că mai primești, mai primești un mesaj, mai primești un telefon, te mai sună tactul că vrea... vrea consultanță pe o problemă a unui prieten de la țară, chestii din astea, știi? Nu prea da, faci pauză. Da, măcar lui taică tu tarif preferențial frumos. Nu există. Nu tot. Nu. Că părinții trebuie să te susțină cel mai mult. Mișto părinții te plătească susțină, full, da. Asta înseamnă. Și-i trimit factura. Nu, că îi zic lui tata, știi, dacă vorbim la telefon și trece de 5 minute de consultație, îi zic, vezi că dau drumul la factură de 50 de euro pe oră. Da, uite, vezi, lui tata iau, de exemplu, 50 de euro pe oră, care este onorariu minimal, care este recomandat de barou. Băi, ce fii nașpa suntem. Păi și-ai mei la lansare când au venit, au cumpărat tricou și CD și le-am dat bon, bineînțeles. Am cerut bon, adică nu... Păi da, dar gen, aici tu ai fost gâscă, nu ei. De ce? Că le-ai dat bon. Adică... A, da, dar eu s-a terminat cu astea, cu bonurile, cu vândut. Adică la mine e panică când mai dau pe la radio sau pe undeva, gen, fără bon. Că mi se pare că ar trebui să plătesc eu bonul ăla sau am așa, gen. Deși, nu știu dacă, da, mă rog. Da, păi trebuie să justifici stocurile. Exact. Dar nu m-a întrebat nimeni de stocuri niciodată, nici nu știu ce s-alea până acum. Adică am facturile, mă-ta. Deci, vă aștept, băieți. Aoleu, deci ăsta ar fi un sketch extraordinar. Rockerii și inspecția fiscală. Și am de la... Bine, că trebuie să-ți iei gen caiet de controle, nu știu da, care-i cât casa. Și l-am luat și mi-a zis să scriu numele și ceva și să-l sigilez. De unde să sigilez eu, cu ce, să știi, n-am scris nimic pe el, l-am cumpărat, mi l-a ștampilat și el am în casă. Pot da. Să ți-l dau ție, că e fresh, decât are o ștampilă pentru sectorul 3, nu știu dacă... Nu, man, ok, după aia zici că ți-ai luat amendă din cauza mea. Bă, Alex, ce crezi despre trendul ăsta cu vaccinarea la televizor?
Am văzut cu... Am văzut meme-uri cu Iohannis în mare. Da, pe ăla cu cămașa rabatabilă. Că da. Ce zici de cămașa aia rabatabilă? Bă, mi se pare new meta. The new meta, frate, exact. Da. Da, și justificarea lui a fost că eu mă vaccinez foarte des. Și are o cămașă pentru vaccinat, frate, mi se pare extraordinar. Adică, bă, de ce nu te-ai dus în tricou, pur și simplu? Știi, cămașa pentru vaccinat se mai numește și tricou. Sau cămașă cu mânecă scurtă. Omul care... e flashy, asta e clar, despre el poți să zici. A vrut să facă headlines. Și poate pornește o modă, știi, cum făcea Micuțu, că făcea mișto de basca lui Daniel, că seamănă cu Casa Poporului sau nu mai știu cum a zis. Și că nu că pornesc o modă, de-aia am turbanul în cap și așa. De amuzant, adică na, știi că zicea noi că nu e PR deloc și că vaccinul n-are PR, uita cu PR-ul ca... Bă, nu, că uite, gen, e ca... Adică uite, dacă oamenii asociază vaccinul cu stupiditatea asta, gen cămașa rabatabilă, oamenii nu vor să se asocieze cu un om care are cămașa rabatabilă, drept pentru care nu mai fac vaccinul. La fel și când Lala Band a scos piesa Mamă, Nu te că, mai droga. Vezi că am fost super fan Lala. Știu, la Titan, la mine e filmat, da, în stația, da, da, de metro la Titan. Da, da, zic cum era... Nu mai știu. Hai cum și nu te mai droga. Băi, chiar nu mai știu. Dar am fost fan la Band. Eu m-am ofticat că... Bă, cam toți sunt în generație cu noi, știi? Și m-am ofticat așa băia de la Câmpina. Că eram și eu, mă uitam... Gloria. Sau tipele alea, de nu n-au mai rămas în showbiz. Puteam și eu, aveam puteam asta. Puteam și eu. Că e cu cântat, cu filmat, cât de greu am fost. Păi da, mă, dar în afară, serbare... afară de Dorian cu Alina Eremia și cu tipul ăla... Liviu Teodorescu, și Liviu Teodorescu Tobaru. Era... Da, a fost, l-a venit mai târziu prin Vocea României, prin Marius Moga, a fost o chestie. Și Bubu ăla unde mai e? Bubu e Tobar la Global Music. Adică... Și cântă cu toți ăștia buni, rău de tot. A, Antoni, da? Nu, Antoni. Parcă și Antonia, nu mai, Ina, sigur. Mamă, dar Alina... Bubu ăla a fost la televizor, frate, de când era mic, mic, mic. Gen. Peste fiul lui Crina Mardare, care a fost în formație Tribut ABBA, mi se pare. Oh, pe vremuri și erau ai noștri disperați, da. Bă, da, mișto numai... să ai părinți vedete. Și, din ce mai știu, familia lui deține chiria la, adică închiriază arenele romane. Păi și el ce să mai face? De s-a dus la Berkeley în America și a studiat acolo cel mai șmecher, cea mai șmecheră facultate de muzică și for some reason s-a întors în țară. Păi frate, nu poți, you can't make it in America, adică... Niște... A avut, dacă vreți să vă uitați, există la Radio Zoo pe YouTube... Bubu College Experience, mi se pare că se cheamă, și și-a luat colegii lui de facultate cu care a studiat și au venit toți. Și e un fusion super șmecher acolo. Chiar e muzică. Fusion. Adică, na, orice e muzică, dar... Da, mă, mă rog, am deviat un pic, dar ziceam că toată lumea, când a ascultat melodia aia cu Lala Band, cu Nu te mai droga, sincer, chiar îți venea să bagi droguri ca să nu ajungi ca ăia. Da, dar uite, când eram clasa a patra și au scos 3 sud-est cu Animal X și cu Cristiana Răduță, suntem tineri, ce ne pasă? Pă, erai... Da, adevărat. Aia te-a rupt. Toți te în clasa plac patra. Așa cum e. Și într-adevăr, în clasa a patra chiar nu băgam droguri. Am spus, nu, când atribuită. Da, da, adică... Sunt cam... Bă, e foarte greu să faci o campanie anti-drog, dacă mă... Adică tu păi cum mai da, faci... pentru că drogurile sunt foarte, foarte șmechere. Mi se pare că singur în măsură care ar putea să fie credibil și care chiar ar avea un mesaj de transmis este Dragonaș. Exact. Păi da, dar asta chiar a făcut campanie anti-drog și chiar s-a dus prin licee și chiar a scos un album întreg anti-drog. Care se numește, mă rog, are piesă, are piese precum Marea Depresie, de exemplu, în care spune cât de rău s-a prăjit de la droguri. Și chiar, deci chiar am ascultat piesa aia
acum două zile la sală și zicea ceva de genul că ca să te calmeze doctorii îți dau anxiar, dar lorazepam are ca efect secundar depresie puternică cu fond suicidal. Și zicea acum despre, adică despre chestia asta cu drogurile, că după ce te lași de droguri ești atât de prăjit încât trebuie să te pună pe alte droguri mai ușoare ca să, no, că nu poți să te lași dintr-o dată și trebuie să te pună pe alte droguri și să scadă, să scadă dozajul până când na, ești ok. Și da, zicea că da, da, asta mi se pare cea mai tare chestie, știi că deci ca să te scape de depresie și de chestii de genul îți dau lorazepam, genul anxiar și căcaturi din astea care au ca efect secundar depresie puternică, adică super tare, frate. Da, și băi, da. Dar faza e că eu, deci faza e că e nu știu, poate sunt, poate e ceva greșit la mine, dar de fiecare dată când ascultam Dragonul că vorbea despre droguri, deci chiar chiar pro sau contra, bă, frate, ți se lăsa gura apă de ce, ce zicea ăla acolo. Jur, adică cel puțin în piesa N-am să mai fiu niciodată un drogat, care, bă, zice exact că nu e bine să te droghezi și că el s-a drogat și a ajuns rău. Bă, dacă cum vorbește de drogurile alea și ce-ți fac, bă, frate, zici, două, trec, bă, ești nebun. Ia, dă și mie. Da, vezi. Am halucinații cu balene, curpereții nene. Asta zic că e foarte greu, cred. Da. Dar am mai făcut connector cu, nu mai știu cine. Poliția face o campanie extraordinară antidrog, că zic exact, bă, dacă te droghezi, te băgăm. Just. Da. Și revenind la vaccinare, când aici plecasem, e bine că se întâmplă, dar citeam acum repede, bine, am citit titlul că nu, nu era mega fan pe IQ Ads, că era un tip care zicea că nu... efectiv, pe net, campania asta de vaccinare nu pătrunde și că cine ar fi făcut campania asta de vaccinare ar trebui să, ar fi trebuit să vorbească cu firmele care fac și campaniile de promovare la pariuri sportive, ceea ce chiar mi se pare că... Păi da, mă, dar pariurile sportive sunt fun și gen îți pierzi, adică îți distrugi viața într-un mod mișto, palpitant, dar... Nu poți să faci o campanie la un produs controversat pe care oamenii needucați, pentru care oamenii needucați au deja o părere formată, știi? Adică cum? Da, da, cum ar fi asta, mi-a venit acum, e o idee de geniu. Să faci cote la pariuri despre celebrități și când se vor vaccina. Păi mai incontrolabil de atât, cred că se poate. Păi, dar nu e, adică, cum afli când se vaccinează, gen? Și asta e adevărat. Teoretic e confidențial. Tu pe cine ai paria că se vaccinează ultimul dintre celebrități? Dan Bidman? AG. Mi-a plăcut. Hai să luăm altfel, dacă ai fi celebritate, te-ai vaccina? Sau fii atent, băi, să luăm să altfel. Vaccinez, în, ce, mai vorbit. În ce categorie de risc ar trebui incluse celebritățile? Băi, momentan mi se pare că nu sunt atât de... mi se pare că atât de antonimul la inofensiv. Mi se pare ofensiv. Că, da, nu merge. Din, mi se pare că deocamdată sunt destul de inofensive că n-au evenimente. Dar momentul în care... O să fie, vin, o să vezi Five Gang la arenele romane. Mi se pare că ar fi, mie mi se pare că ar fi corect ca celebritățile care, vorba aia, sunt în patrimoniu național, să aibă prioritate la vaccinare. Pentru că, sincer, mi se pare mai ok să nu-l pierdem pe Salam. Ah, ok. Decât să nu pierdem oameni random. Doctor, cum ar fi?
Ok, să se vaccineze doctorii întâi, dar după aia... Bă, chiar prioritar, nu știu, adică hai să fie primii ăia care funcțional ai nevoie de ei, gen doctor, după aia politicieni, teoretic. Hai să luăm altfel, Alex. De câte ori ai fost la doctor sau de câte ori ai ascultat un doctor în ultimul an? Măi, eu scat tipul ăla de la, nu mai știu cum îl cheamă, de la Prodigy, care... căruia i s-a zis că, bă, te-ai drogat foarte rău, nu că ne-am, dar gen, s-a dus la doctor și a zis că el se droghează foarte rău, cel mai probabil nu o să renunțe la droguri și că să-i schimbe sângele, să facă tot ce se poate, că el stilul ăsta de viață o să-l aibă în continuare, deci întotdeauna când mă duc la doctor, eu le zic, beau cola și fac... ce mai fac eu, dar mare cam beau cola, asta da, e singurul. Și nu puteți să mă opriți. Și când ce știi că o să strice dinții, bă, toi o să vin să-i repar, adică nu te aștepta că de mâine mă călugăresc, știi? Vezi fiecare rocker cu dependențele lui, frate. Da, 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 cola 2021. Înainte, Nicky Six băga heroină. Da. Cum a... un frontman, mâine, prima pagină pe Cancan, știi? Da, da, da. După aia, unul, următoare generație, frate, sunt dependent, nici nu-i grav, dependent de lapte și sunt lactose intolerant. Da, adică nefiind ceva grav momentan, uite, m-am mai lăsat de sare, că am avut pietre la rinichi. Adică, na, și a dat dor, adică... Bă, nu, dar my point is, frate, înțeleg utilitatea doctorilor. Da, dacă zice Florin Salam... Înțeleg vaccin. Utilitatea doctorilor, dar, frate, anul ăsta n-am fost deloc la doctor. În schimb, Salam, bine, am ascultat. Știi ce zic? Adică, frate... Și ai ascultat de Salam, ai făcut... Ce? Ai pus cărămidă peste cărămidă, nu știu dacă e manualul lui. E manualul lui că am pus cărămidă peste cărămidă și am ajuns în vârf la piramidă. Zic, ai ascultat de el cât să faci ca el și să fie bine? Păi, nu vezi, sunt antreprenor acum. Adevărat. Sunt șeful banilor. Zic să îmi chem aici 32 de minute, sunt șeful banilor. Sunt șeful banilor. La revedere.